A fost un an bun, un an, zic eu, benefic pentru comunitate, chiar dacă rezultatele au început să apară pe sfârșitul anului, vis-a-vis de anumite proiecte pe care le-am începem să le implementăm. Este un an, sau mă rog, a fost un an ce consider eu că stabilește niște premize de dezvoltare a orașului și premize care, zic eu, se vor vedea mult mai bine în 2019 și să sperăm că de acum orașul începe să arate altfel decât arată până acum. Deci 2018 a pregătit documentația proiectelor care se văd în 2019? Nu. 2018 a finalizat pregătirea documentelor începute chiar din începutul anului 2017. Implementarea unor proiecte înseamnă timp de obținerea avizelor, de a face efectiv acele proiecte pe hârtie. Deci undeva în 2 ani a durat toată documentația proiectelor. Este de lucru, durează. Eu pot spune în momentul de față și am să vă arăt, am demarat 24 de proiecte are Hârșova. Eu am împărțit în proiecte în funcție de anvergură, din punctul meu de vedere, toate sunt prioritare. Dar le-am împărțit în proiecte ce trebuie să implementate în 2019 și proiecte ce urmează a fi implementate în 2020 și mai departe. Pentru 2019, din punctul meu de vedere, cel mai important este și va avea oricum o desfășurare în timp, este proiectul de racordare a orașului la rețeaua națională de gaze. Este un proiect mare, este un proiect de viitor, este un proiect pe care o spun uitându-mă în ochii cetățenilor acum, este un proiect ce se va finaliza mai devreme sau mai târziu, dar nu până în 2020. Este un proiect pe care dacă l-ar fi început unul din ceilalți doi primari dinaintea mea, până acum poate că Hârșova ar fi avut gaze. În mod de față am făcut studiu de fezabilitate a acestui proiect. Acum lucrăm la regulamentele, să facem regulamentul serviciului și caietul de sarcini, plus contractul privind delegarea gestiunii. Dacă totul merge bine, conform studiului de fezabilitate, undeva în 2022-2023, orașul ar trebui să fie racordat la rețeaua de gaze. Gazele vin de la, conform studiului de fezabilitate, vin din zona comunei Târgușor. Rețeaua are o lungime de 42 de kilometri. E un proiect mare. Și vă spun eu că se va realiza. Valoarea proiectului este de 7 milioane, aproximativ 7 milioane și jumătate de euro fără TVA. Din care 2 milioane de euro aproximativ costă rețeaua de distribuție internă de gaze a orașului, da. Și undeva la 5 milioane și jumătate de euro fără TVA costă exact, aducțiunea din magistrală și până la stația de transformare. Banii vin, mă rog, sunt trei surse de finanțare. Odată pe fonduri europene, din ce informații am, nu avem o axă care să se deschidă prea curând, din surse locale, orașul nu are această putere, și prin concesionarea serviciului vine un concesionar care efectiv să facă investiții, urmând ca ulterior să-și scoată investiția, cum se spune, și amortizeze investiția. Este, din punctul meu de vedere, cel mai mare proiect, am mai spus, pentru că asigură odată, dă șansa orașului de a se dezvolta. Odată aducem gazele pentru agenții economici și, în același timp, aducem gazele și pentru consumatorii casnici. Atunci ne ridică și standardul de viață. Cel mai mare proiect. Dar următorul ca importanță? Deja se implementează, este în implementare, da? Mai avem să vină primăvara și undeva, zic eu că până la sfârșitul primăverii finalizăm acest proiect privind asfaltarea a 10 km de străzi în orașul Hârșova, Vadui și Ferma 1. Vreau să vă spun că 10 km de străzi reprezintă străzi ce nu au fost niciodată asfaltate în Hârșova. Vorbesc de Vadui, aproximativ 2 km. Avem un cătun la Ferma 1, 4 km departare de Hârșova. Și acolo, cele două străzi, Vratec, Voroneț, sunt acum pregătite, vine primăvara, vor fi asfaltate. Avem zona Varu și unde, la fel, sunt străzi ce nu au fost asfaltate unele niciodată, altele au fost asfaltate când eram eu copil mic. Da? Repet, este un proiect mare, tocmai pentru că încerc să aduc o normalitate din punct de vedere
al confortului cetățeanului pentru anul 2019, dar să vii, să, nu este o laudă, doar este o precizare a faptului că asfaltez 10 km. Și atenție, spun, asfaltez, nu reasfaltez. În urma unui studiu și de trafic, cât de folosită este strada respectivă de cetățeni sau de autovehiculă și de uzura pe care o are în carosabil, am stabilit o ordine și acea ordine se revede acum în teren. Valoarea proiectului este de aproximativ 8.800.000 de lei. Și sursa banilor? Sursa banilor de la PNDL, fonduri guvernamentale și cotă parte participare buget local. Se lucrează, cetățenii au văzut că în această perioadă o parte din străzi, de exemplu la Vadoi, noi am terminat asfaltarea acolo, inclusiv bordurarea și turnarea celui de-al doilea strat de asfalt. Aici, în Hârciova, vremea nu ne-a permis decât să bordurăm și să asfaltăm anumite străzi cu un prim strat de asfalt. Iar în această perioadă, prin forțe proprii, cu societatea orașului, am ridicat capacele de canalizare, le-am adus la cotă. Da, este un mare lucru, pentru că înainte s-au reparat străzi, pentru că oficial, dacă vreți să vă spun, ca să știți, oficial, în afară de proiectul din 2015, ce a fost făcut pe fonduri europene de asfaltare, alte asfaltări cu autorizații de construire și cu proiect efectiv nu au existat în Hârșova. Undeva în aprilie, mai sfârșitul mai, dacă suntem sănătoși, acest proiect va fi finalizat. Da. În acest an, în 2019, am planificat și doresc să mai finalizăm vreo câteva proiecte, dintre care chiar acum câteva zile s-a turnat subsolul blocului cel vom construi în cadrul unei linii de a construi blocuri pentru medici prin finanțarea ANL, Agenția Națională pentru Locuințe. Acest bloc trebuie finalizat în luna iulie 2019, deci în acest an, în vară. Se anunță o vreme frumoasă începând de săptămâna viitoare. Se poate turna, se dorește să turna placa la cotă zero și să se duce pe construcție. Deci nu numai medici, personal ce va deservi Spitalul Orășenesc Hârșova. Deci pentru cadre medicale. Specialiști în sănătate este proiectul, dar din punctul meu de vedere este un bloc cu 16 unități locative, o garsonieră și 15 apartamente cu două camere. Un alt proiect l-am început în luna octombrie și urmează să-l finalizăm undeva tot așa în luna august, reabilitarea, modernizarea, cum vrem să-i spunem, cum vor să-i spună la fel la cei câțiva cârcotași, reabilitarea stadionului. Un proiect frumos, un proiect ce va ajuta tinerii și nu numai să practice sport. În condiții, zic eu, mult mai bune decât erau până acum pe stadionul orașului. Va fi un proiect în cadrul căruia stadionul va beneficia de nocturnă, de tabelă electronică, se reabilitează tot ce înseamnă infrastructură sportivă, începând de la vestiare, continuând cu tribune, împrejmuirea gardului, stadionului, se va face un sistem de irigat gazonul. Vom achiziționa în cadrul acestui proiect un utilaj de marcaj și un utilaj ce va șterge marcajul, pentru că în cadrul acestui proiect, fiind pe fonduri europene, noi trebuie să promovăm, suntem pe o axă interregio România-Bulgaria, noi trebuie să promovăm sportul național și va trebui să promovăm OINA. Stadionul are o valoare de aproximativ 800.000 de euro, din care, foarte important, ca să înțeleagă o dată ce... Transfrontalier, da, România-Bulgaria. Din 800.000 de euro, Hârșova plătește 2%. Ca să ne înțelegem, cofinanțare, da? Un alt proiect pe care eu vreau să-l finalizez, l-am demarat și eu zic că îl voi finaliza, va fi construcția heliportului în curtea spitalului. Prin această construcție al heliportului noi venim într-o normalitate, unul la mână, doi la mână. Spitalul se va dezvolta, va obține un punctaj, va fi mult mai ușor să transformăm ce vrem noi acum, camera de urgență, în centru de primă urgență, în CPU. Constanța, Spitalul Județean, având unitate de primiri urgențe, UPU. În momentul în care avem centru de primiri urgențe, automat foarte multe servicii vor fi decontate direct de la minister, nu de la casă. Și așa rezolvăm o problemă destul de delicată în ceea ce înseamnă
finanțarea actului medical. Eu mă gândesc pentru proiecte care să fie continuate sau care să dăinuie și atunci când Ionescu nu va mai fi primar. Ca și concluzie, vreau să le transmit hârșovenilor faptul că voi încerca mai departe să fiu primarul tuturor hârșovenilor și să înțeleagă faptul că în mine vor avea totdeauna un sprijin, un prieten, o persoană care și când va fi primar, dacă voi putea și dacă vor dori, îi voi sfătui să facă așa cum este bine, iar pentru cei care vor încerca să țină mai departe orașul în întuneric, le voi spune că voi fi cel mai mare dușman al lor. Și aici mă refer la acele persoane care au, știu eu, simpatie către tot felul de acțiuni antisociale. Știu ei care sunt.